Din nou în direct, continuă actualitatea, doamnelor și domnilor. Vă spuneam ceva mai devreme că în corzi fiind și amenințat cu remanierea și amenințat cu un scandal chiar în interiorul PSD, ministrul agriculturii Florin Barbu încearcă să ne abată tuturor atenția în altă direcție. Ne promite o nouă ieftinire a prețului la alimente. Hai să vedem ce spune ministrul Barbu și o să vedem de asemenea și ce spun reprezentanții retailerilor, după care o să vă arătăm cum de fapt orice ieftinire devine brusc o scumpire în altă parte. Că indicele prețului de consum în anul 2023 și prețul alimentelor de bază este scăzut și cu aproape 28% față de anul 2022, în care nu am avut această ordonanță privind plafonarea adaosului comercial. Aceste alimente de bază au fost introduse pentru că românii își doreau, prin studiile pe care le-am făcut, aceste alimente să fie reduse. Vom lua în calcul toate produsele care în perioada sărbătorilor pascale vor fi consumate de români. Întotdeauna putem să ne gândim la, eu știu, 3 luni, dar business planurile nu se fac pe 3 luni. E și o treabă sezonieră, e adevărat, acum e Crăciunul, mâine e Paștele, întotdeauna putem găsi o situație de genul ăsta. Trebuie să nu uităm că totuși pe un interval prea lung, dacă menținem măsuri din acestea, s-ar putea să existe și efecte colaterale. De aceea credem că este... Acum, ideea este că vedeți, concurența între firme până la urmă trebuie să funcționeze, poate că în actualul mecanism, eu știu, poate anumite zone din zona aceasta de retail pot să, poate să beneficieze într-un anume fel, sau poate nu toate aceste produse care, sau produsele care nu sunt incluse neapărat în acest mecanism să aibă alte evoluții. Da, avertismentul comercianților destul de transparent. Vedeți că s-ar putea să aibă alte produse, alte evoluții, nu? Mm. Avem șanse? Practic, acolo este și Ikea. Ce scazi ca marjă într-o parte, adaugi în altă parte. Ca să nu mai zic că există tot felul de metode în care poți să crești, de fapt, și marjele acelea să le ții nominal, cât ți-a zis legea, dar, de fapt, să-ți pui marja în altă parte pe lanțul de producție sau lanțul de achiziții. Ceea ce, de altfel, retailerii au și făcut. Atenție, plafonările și intervențiile pe prețul mercurilor. Și vă rog să faceți un experiment mental, așa, și pe dumneavoastră și telespectatorii care se uită la noi în momentul acesta. Dacă ministrul din agriculturii putea scădea prețurile din pix, de ce n-a făcut-o până acum? Adică, asta este, așa se pune întrebarea. Pentru că dacă el ne zice că de acum încolo, gata, schimbăm și mai scad o tură prețurile, înseamnă că depindea de el. Deci, de ce n-a făcut-o până acum? Păi, adevărul că nu depinde de el. Au făcut-o la sfârșitul anului trecut, nu? Toată perioada de toamnă-iarnă au făcut chestia asta la o listă de produse. De fapt, n-au făcut-o. De fapt, ce au făcut este că pur și simplu au mutat marjele dintr-o parte într-alta, coșul de consum a rămas la fel și aici este toată găselnița. Dacă plafonau prețul, cum s-a întâmplat în Ungaria, atunci pur și simplu aveam lipsuri, aveam penurie, aveam situația aceasta altă. Acum ce avem este, de fapt, un joc de alba-neagra cu marja într-o parte sau în alta. E un joc de produse agreate, dar e interesant, iarăși, replica a venit așa. Barbu zice, domne, vin sărbătorile de Paște acum, primăvara, oamenii, i-am consultat noi, am făcut noi sondaje și vor ieftiniri la anumite produse. Extraordinar, dacă întreb oamenii, o să vrea produse cât mai ieftine oricând la orice și e normal să fie așa. Dar după aia vine replica de la comercianți, că zice, domne, după Paște o să vină altceva, vine vacanța de vară. După vacanța de vară o să vină începutul școlii. După începutul școlii o să vină, nu știu, Halloween. După Halloween o să vină iar Crăciunul și așa mai departe. Mereu găsește statul câte o ocazie să ceară niște plafonări de adaosuri. Nu prea merge. Merge? Eu m-am uitat pe statistici, pe ce arată INS și se vede foarte limpede cum în luna august, când au introdus această plafonare a adaosului comercial la alimente, prețurile alimentelor au scăzut cu 2%, spune INS-ul, ceea ce era oricum pe un trend descendent. În timpul verii, alimentele se ieftinesc. E în firea lucrurilor, dar s-a accentuat ieftinirea asta. În schimb, prețurile produselor nealimentare au explodat cu 2,5% într-o lună. Da? Ceea ce este mult, mult peste trendul lor pe tot parcursul anului 2023. Deci s-a văzut, se vede din satelit, din moment ce se vede și în statistici, înseamnă că nu e doar o chestie la raft.
Dar nu e doar o chestie la un produs sau la două. Nu e cum povesteam noi aici că o să mai adauge comerciantul un ban la cutia de bere și nu o să-și dea nimeni seama. Din moment ce se vede în statistici, înseamnă că acest lucru s-a întâmplat fenomenal. Iar domnul acesta, ministru, care pare extras într-un moment de comedie cu grupul Voo sau Divertis, pentru cine își mai amintește, este ne la locul lui acolo. El nu are nicio treabă cu ministerul sau cu știința sau cu economia. Interesant, omul e transpirat, acum încearcă să găsească tot felul de lucruri care să-l facă și personaj pozitiv, nu doar personaj negativ. Apropo de proteste. Avem o veste proastă pentru dânsul, pentru că eu am primit o informație din zona PSD-ului, va fi schimbat, înțeleg, apropo de discuția de mai devreme, se Tudor. Confirmă, deci, va fi remaniat, domnul Ciolacu o să-l execute scurt și înțeleg că nu prea agrează nici ideea unui locuitor propus de domnul Stănescu. Deci, și mai interesant. Apropo de informații pe surse asta, dar înțelegem tot din surse că parchetul european va intra pe firul investigației cu pășunile stufu domnului Stănescu Junior, apropo de subvențiile dirijate de domnul Barbu. Interesant la ce să se ajungă. Întrebarea mea e așa, îl mătrășește pe Barbu înainte de o eventuală plafonare sau după? Îl lasă să-și pună în palmares plafonarea la alimente sau îl execută scurt înainte de orice? Nu, plafonarea, după cum ai auzit și aici, două economii și dacă citești un manual, două, nu are efecte economice, sunt doar efecte aparent politico-mediatice și cam atâta, da? Pentru că nu există o plafonare reală, nu poți să-i spui omului, retailerului, culmea, deci noi avem așa, la un capăt al lanțului avem o grămadă de producători pe care toți stau cu gura ca niște producători agricoli, da? Stau cu gura și spun dă-ne subvenții, iar pe partea asta, la industria de procesare, e undeva, nu știu, 30-40% ai noștri, restul sunt de afară, iar pe partea de retail, n-avem mai nimic, înțelegi? Pe partea asta așa aici, și unde sunt importuri colosale. Deficitul comercial pe partea de industria alimentară este infernal. 7-8 miliarde de euro a ajuns, cred că e și mai mult. Sunt importuri colosale pentru colosale. Că piața nu face față. Producătorii români, înțelegem, nu livrează la standardele cerute, la ritmul atunci, cerut de clienți, atenție. Atunci nu mai bine și atunci aduci mere din Polonia și usturoi din China. Îi întreținem primanță cu subvenția de aici, de aici și ei toată sau o parte, mare parte a producției o iau și o duc la export afară, da, și nu dau nimic pe piața internă. Da, bun, și revenim la plafonare. Și comerciantul i-ar conveni să ia mere din România și usturoi tot din România, dacă să le aducă din China. Uite, mergem la orice supermarket, nu dau nume, da? Mă și mă duc struguri din Peru. Bă, dă-ne, ei au plantat struguri când a plecat vaporul din Peru, acum 3 luni, și ăia se coc pe vapor, da? Struguri din Africa de Sud. Ce comerciant, da? Apropo de eficiența agricultorilor noștri care stau în stradă, îi convine să aducă struguri din Africa de Sud. Înseamnă că îi convine mai mult decât să ia din România. Deci, e limpede că e un calcul economic. Nu face nimeni acte de caritate. De la mii de kilometri distanță. N-ai nicio relație economică tarifară bună cu statul respectiv. Bă, dar n-ai nicio legătură cu el. Pot să vă explic doar o singură chestie legată de ce se întâmplă asta? La presiunea domnului Stănescu, PSD, dar și PNL au otrăvit total relația între retailer și producătorii locali. Chipurile pentru a ajuta producătorul local, pentru a-l proteja, de bine ce l-au protejat, mari retaileri preferă să nu mai aibă de a face. Fie își fac mărci proprii, fie importă prin grup din Peru, Africa de Sud, dacă și 7.000 de alte locuri. Permite-mi două secunde, dacă să ajungem la domnul Stănescu. Domnul Stănescu are o cooperativă agricolă, da? Unde livrează sub marcă proprie pentru un lanț de supermarket, nu dăm numele, stai liniștit, nemțesc, da? Pentru că lanțul ăla de supermarket nemțesc, se spunea că are două linii de business, domnul Stănescu. Una cu statul, unde suge sute de milioane de lei, da? Și are una pe partea asta de mari retaileri, dar mari retaileri care, dacă se oferă o marjă foarte mică, 2-3% pe partea de mărci proprii, și vedem că toți au, nu dăm nume, etc., etc. Și domnul Stănescu livrează materia primă, o ambalează unii undeva într-o debara și livrează respectiv o lanț în supermarketuri. Dar așa se asigură lanțul în supermarketuri, care vine la alt subiect, protecția pe piața politică din România. Nu dăm nume ca să nu avem scandal. Dar sunt două chestii de business, da? Și domnul Stănescu ia câțiva din țară și le spune, vă dau eu o marjă de profit de
5%, ăia sunt mulțumiți că dau ceva și au o piață de desfacere, că asta e marea problemă a multora dintre ăștia, că stau și au costuri suplimentare cu grâu, că trebuie să-l ține nu știu unde și vine banul în plus. Merele, de exemplu, dacă vrei să livrezi la un mare lanț, îți trebuie niște frigidere foarte mari și plus alte facilități. Îți trebuie finanțare, îți trebuie multe, da? Nu mai bine ne plângem noi și stăm cu gura, asta am o problemă uriașă cu fermierii, stăm cu gura așa întinsă și vedem subvenția acolo, foarte bine, peste tot subvenție, vezi structura de costuri tale cât sunt. Păi vreo 70% sunt asigurate de stat. E, lasă-mă că mă descurc, este foarte bine. Aici, permiteți-mi exact. Două observații micuțe legate de fermieri, este vorba, ca să fim foarte preciși, de mari arendași. În special, deci asta spune și Banca Mondială și Comisia Europeană, spune, domne, populația României care trăiește la țară în agricultura de subsistență și sunt fermieri, ăia e vai de ei și problema nasoală a României este că n-a reușit pe aia să-i ridice din sărăcie, în ciuda subvențiilor care sunt înghițite de mari arendași roșii. Și a doua observație este că legat de ministrul agriculturii și de demiterea lui sau de așa și de măsura asta, este că ok, un ministru pleacă, altul vine, dar domnul Ciolacu este un mare fan al plafonării adaosului comercial și a asumat-o, la fel cum a făcut și cu cash-ul și cu toate restul. Deci problema este la domnul Ciolacu. Dânsul este un socialist din ăsta, Hai să vedem de ce nu funcționează și ce tertipuri au folosit comercianții să transfere imediat aceste ieftiniri pe o parte în alte produse. De pildă, a apărut mălaiul de 1,05 kg. Mălaiul de 1 kg, 1 kg 00, e plafonat. Deci a apărut mălaiul de 1,05, care nu mai e plafonat, că nu mai intră sub incidența listei de produse plafonate. Unde s-au mai transferat, la ce produse de strictă necesitate până la urmă s-au transferat prețuri? La detergent. Detergenții au devenit un fel de produs de lux, au crescut în medie prețurile la ei cu 23%. Prin urmare, iată, ieftinești mălaiul ăla care nu-i de 1,05, ăla de 1 și brusc ți se scumpește detergentul. Ce alte produse din încrucișarea datelor a ieșit așa? Cosmetice, șervețele, role de bucătărie, scutece pentru copii, zarzavaturi, bulion, fidea, tăiței. Deci vrei mălai mai ieftin? Ia tăiței mai scumpi. Vrei mălai mai ieftin? Ia scutece mai scumpe. Bineînțeles că oamenii se adaptează, pentru că ce nu înțelege domnul Ciolacu și alți adepți ai economiei din pix, este că economia e psihologie, economia este relație interumană, cât mai puțin intermediată de stat. Asta e economia, da? Și bineînțeles că acești producători vor găsi întotdeauna, acest retailer, aceste agenți economici, vor găsi întotdeauna soluțiile, pentru ca la finalul anului, când trag linie, business-ul lor să rămână în viață și, dacă se poate, să facă și un profit, da? Pe care l-ar fi putut maximiza dacă am fi avut un guvern pro-business. Pentru că nu avem, din păcate. Și atunci, apropo de ce zicea Stelian, domnul Ciolacu poate să plafoneze de acum încolo ce vrea domnia sa. Sunt absolut convins că creativitatea oamenilor care fac business și care produc plus valoare în societatea românească, pentru că ei produc în primul rând plus valoare, va găsi întotdeauna soluțiile. Și e foarte bine că se întâmplă lucrul acesta. Oamenii se vor supăra pe ei. Oamenii se vor supăra pe ei. Noi nu putem să nu arătăm subterfugiile astea, că fac parte de realitate. Asta e. Dar oamenii se vor supăra, se vor uita acum și vor zice, aha, mi-ați inventat mălaiul de 1,05 ca să-l plătesc mai scump și ăla de 1 să termină primul. Anumite sau mă puneți să dau mai mult pe scutecele copilului, mă puneți să dau mai mult pe bulion, mă puneți să dau mai mult pe tăiței. Am nevoie de toate astea, nu pot să renunț la ele. Aș vrea să fie toate mai ieftine, nu? Soluția... Nu să le scumpiți voi pentru că au ieftinit pe... Sunt perfect de acord cu tine. Acești oameni trebuie să înțeleagă că la capătul supărării lor sau al măsurilor guvernamentale e falimentul. Și asta înseamnă că la un moment dat, încet, încet vor dispărea lucrurile astea, nu vor mai avea acces, va apărea penuria, da, cum se întâmplă atunci când plafonezi un preț, pentru că lumea, agentul economic, nu mai are niciun interes să aducă produsul ăla dacă tu îi dictezi prețul ca pe vremea lui Brejnev, da? Tu s-a la revedere! Deci a dispărut de pe la raft și atunci
Știi care chestia? Și societatea românească, o parte din ea, trebuie să iasă ușor, ușor din mentalitatea asta etatistă. Da? Eu am mare încredere în societatea românească pentru că vin generații din urmă de antreprenori în tech, în IT, în ce vrei, cu oameni care se dezvoltă foarte frumos. Am contact cu ei, discut și sunt oameni foarte, foarte în regulă care înțeleg mecanismele mari și înțeleg ce înseamnă prosperitate și cum se atinge ea. Dar există o categorie de oameni din cauze absolut personale și eu pot să înțeleg lucrul ăsta, că nu suntem total lipsiți de empatie, care însă trebuie să înțeleagă că omul ăla, dacă face niște subterfugii, găsește niște soluții de-astea la limită, o face ca să rămână cu business-ul, business-ul ăla să plătească impozite în continuare, din care să beneficieze contribuabilul român și omul mai sărac. Da? Bun, avem acest exemplu cu plafonarea prețului la gaze, nu? Deși nu mai e o criză de genul ăleia care era acum 2 ani, de exemplu, sau acum un an și ceva, dar noi, în continuare, producătorii, distribuitorii, nu au niciun motiv să ieftinească gazul câtă vreme știu că statul plafonează prețul, nu? Ca să nu mai zicem că principalul producător e tot statul. Deci la noi ajunge 300 de megawatt-oră și după aceea vine statul în partea dată și plafonează. Toată lumea își pune de, uitați, din dată pe alt exemplu, mai țineți minte atunci când domnul Ciucă, președintele partidului, așa zis liberal, care e orice numai nu liberal, chiar nu-l este de la nu, partidul neliberal. Deci a plafonat prețul la lemne. Au zis, sunt lemnele scumpe pe piață, deci plafonăm prețul. Și au dispărut lemnele de pe piață, dacă mai țineți minte. Acum ceva timp a fost acolo un dezastru. Acolo mai era un argument. Mai era isteria aia verde, care a scos foarte multe lemne de la negru, le-a dus în zona... Atât. Plafonarea întotdeauna, cu isterie verde, fără isterie verde, întotdeauna se duce în același lucru. Uitați-vă ce se întâmplă lângă noi, în Ungaria. Orban a plafonat și s-a tot laudat de fiecare că mai adăuga listă de plafonări, ci nu de audaus, de direct de preț. Ce s-a întâmplat? Dacă vrei să-ți cumperi acele produse, ești raționalizat. Ești, practic, ai rație, poți să-ți cumperi doar 2 litri de ulei pe perioadă. Ce bine că poți ajunge în România să cumpere mai ieftin. Ungurii vin în România și au ungurii trec granița să vină la noi. Exact. De ce? De bine ce a gestionat domnul Orban economia acolo. Deci ce se întâmplă în momentele acestea este exact același lucru. Și ce va face domnul Ciolacu este, pentru că efectele acestor plafonări nu se văd de obicei imediat. Se văd în câteva luni, 6 luni, 3 luni, 4 luni, este să lase lucrurile în an electoral, să facă lucrurile praf acum, cu speranța că uitați ce tare el, l-am remaniat pe ministru Barbu, da. Am făcut eu plafonările retailerii, evident că având în vedere puterea politică, cât de haotică este și puternică este în România, că avem impresia că avem un stat slab. Noi nu avem un stat slab, avem un stat extrem de puternic, avem un stat corupt, pentru că politicienii sunt corupți. Dar ei sunt statul, statul nu este altceva, nu este o imagine din asta așa idilică, un calculator sau un sfânt. Sunt oamenii aceștia, politicienii îl conduc. Hai să vedem ce în momentul acela o să vedem exact dacă el, după ce va face toate lucrurile acestea, vom vedea exact efectul asupra economiei și va fi de asemenea devastator. Hai să vedem un alt ministru foarte preocupat de bani și de economii la buget, ministrul Justiției. Zice că n-are nicio treabă, după ce ieri doamna Gorghiu enerva pe toată lumea spunând, lumea e enervată de atâtea rânduri de alegeri. Deci zicea că noi suntem enervați de prea multă democrație. Doamna Gorghiu vine cu altă idee care ar economisi bani. Celebrii fugari, condamnații fugari, să fie repatriați pe banii lor. Este un proiect pe care și Ministerul Justiției și îl dorește foarte mult. Eu personal am insistat foarte mult în elaborarea acestui proiect și guvernul a făcut o cauză din aducerea fugarilor în țară, ca să nu vă mai spun că partidul din care fac parte a pus pe ordinea de priorități această tematică. Elementul de noutate acesta este... Din momentul în care legea va fi adoptată, fugarul va suporta costurile aducerii sale în țară. Strategia pe care am avut-o în vedere este aceea ca în anul 2024 statul român să meargă mai mult pe prevenție, să găsească acele pârghii legislative, astfel încât fenomenul fugarilor să fie diminuat și sperăm ca într-o bună zi să fie blocat. Da. O fi o idee bună? E o idee bună, domnule profesor?
Rămâne să vedem, pentru că așa cum se spunea aici, așa cum se spunea aici mai devreme, domnule, în momentul în care statul ia o politică, o măsură, nu-i vedem efectele instantaneu, ci le vom vedea în timp. Asta trebuie să învețe fiecare român. Da? E, da, întrebarea care se pune aici este: de ce ne scârpinăm așa? Asta e, că asta am senzația că de ce face... lăsăm să scape? Doamna ministru. O fi mai ieftin, mă gândesc, să nu treacă cap în sită. De-al de chiere cheși din ăștia cu buletinul altuia, cu pașaportul altuia, cu ce mai fi, nu? Decât să dăm noi după aia, înțeleg că dăm 2 milioane de euro ca să aducem doar o parte dintre condamnații fugari. Atât am dat doar anul trecut, 2 milioane de euro. Păi... Și acum cic o să-i adunăm de la ăștia care fug, plătesc ei. Ia, cum? Vom aduna, problema este că statul român pierde bani până toate, e ca un sac din ăsta plin cu găuri și pierde bani o grămadă, a te a spune că hai să recuperăm noi, să nu mai cheltuim 2 milioane de euro, că facem nu știu ce din aceeași categorie cu hai să nu mai cheltuim 2 milioane de euro, să nu mai facem un tur de alegeri. Deci, doamna ministru al justiției pare foarte preocupată și asta este un lucru interesant. Pare foarte preocupată de economie, ați observat? Uh-huh. Dânsa vorbește de bani. Dreptate în România nu există. Asta e cert. Adică noi avem o mare problemă cu acest bun public numit dreptate. Apropo, n-am văzut niciun DNA. Cred că stă în stuful din Delta Dunării DNA-ul și veghează ca la domnul ăla din Olt să ajungă alea 5 milioane date cu dedicație până legea făcută de Ministrul Agriculturii. Da, deci DNA-ul nu există. La ASF nu mai vorbește. Dar doamna ministru vorbește despre bani. Dom'le, stați o clipă să ne lămurim așa. Dânsa este responsabilă să facă legi bune pentru justiție și numiri acolo unde are atribuții, numiri de oameni decenți, curați și așa mai. Ați văzut ce numiri a făcut? Am văzut niște numiri controversate. Vai, la parchete. O să ne coste. Da, mă rog. Bun, e momit Cherecheș, văd, cu unul dintre cele mai moderne penitenciare care există. Au dat documentație la autoritățile germane, le-au zis, uite, aici o să stea Cherecheș dacă le extradați, uitând să spună că probabil o să stea Cherecheș și încă vreo 100 de oameni din ăștia privilegiați. Că închisorile de România n-arată ca acest penitenciar, poate vedem și o imagine, pe care îl tot vânturăm noi pe afară ca fiind așa de ultimă oră și foarte confortabil. Și aici este toată problema, că nu mai e efect disuasiv al pedepsei. Banii nu iei, pedeapsa se face în condiții de lux dacă se face. Domnul Negre a avut niște investigații extraordinare făcute în Italia pe la diversi fugari din ăștia de lux și care unii n-au venit niciodată sau au venit foarte târziu, nu știu, acum nu spuneți mai multe. Practic nu mai există pedeapsă pentru cei care se conectați politic. Statul a devenit literalmente căpușat de câteva partide, de câțiva politicieni care pur și simplu iau banii aceia și apoi nu doar că fură cât poți până te prinde. Nu, nu, și după ce te prinde nu vei păți nimic. Și atunci, efectiv, mesajul transmis este că nu trebuie să-ți fie frică. Dacă ai oblăduirea domnului Ciolacu, dacă ești protejat de cine trebuie, dacă ai acel acoperiș deasupra capului, vei scăpa bine, mersi, vei face o pușcărie de lux, nu se vor lua banii și foarte probabil că vei fi considerat șmecher. Cum se vor recupera acești bani, că înțeleg că costă și până la 25.000 de euro aducerea în țara unui astfel de fugar? Cum se vor recupera câtă vreme avem cea mai slabă performanță la recuperat prejudicii de orice fel? Șeful DNA însuși zicea, domne, nu putem, avem multe de făcut la capitolul ăsta, n-am reușit până acum, recunosc, îmi asum să încercăm să creștem gradul de colectare de astfel de prejudicii, de recuperat prejudicii. Autoritatea aia care trebuia să valorifice... Anabi. Iată, Anabi trebuia să-i recupereze banii furați de Voiculescu și ascunși în offshore-uri și n-a făcut chestia asta nici până acum. Deci toate amepipurile și anabiurile și ce mai e în țara asta, cum o să ia 25.000 de euro, nu de la Cherecheș, de la oricare alt fugar pe care îl aducem pe banii lui chipurile? Numai, deci să pui în opoziție ideea asta generoasă a doamnei Gorghiu, da? Să o pui în opoziție cu impotența crasă, eu aș spune și plină de corupție, a ăstora de la Anabi de a recupera și a fiscului în general, de a recupera banii de la Dan Voiculescu după o sentință de mai bine de 10 ani. De cei din 60 de milioane de euro n-au recuperat, cred că, nici un milion de euro. Da. Ăsta e penitenciarul ăla frumos, macheta penitenciarului frumos în care să stea Cherecheș și alți condamnați de lux. Probabil că cam atât, cam asta e în România. Restul, Dumnezeu cu mila. Da. Da, deci ideea... Noi nu... recuperăm milioane de euro de până dosare vechi de zeci de ani. Dar o să-i recuperăm de la
diversi găinari prinși în Germania. Soluția ar fi să mute partea asta de recuperare, vorbeam cu cineva din zona asta, să mute partea de recuperare de la fisc, unde poate exista multă, multă, multă corupție, să o ducă spre parchete, pentru că parchetele au un grad de recuperare, parchetul general chiar, are un grad de recuperare mult mai mare raportat la ceea ce au luat cei de la FIS. Nu că n-ar fi oameni bine, șefii de acolo n-ar fi bine intenționați, dar e sub ei ceva de nedescris. Vă spun eu ce grad de succes de colectare au cei din Curtea Supremă, parchete și așa mai departe. Proprii lor bani pe care și-au stabilit singuri să și dea retroactiv salarii mărite. Asta e o castă. Acolo imediat se recuperează acolo banii pe care și-au stabilit singuri. Din această perspectivă e o feudă luată prizonieră de astfel de castă. Iar magistrații sunt fruntea, sunt în top 3 cărora trebuie să ne închinăm și eventual să ne mai tipărim niște bani de la BNR, să aducem de afară rezervele valutare, să nu cumva să stea fără bani. Dacă îți pun acum 2-3 salarii pe care le iau cei din CSM, îți pui mâinile în cap, salarii lunare, membri CSM. Înțeleg că e un scandalus CSM, între CSM acum și în alta curte. Domne, 10.000 de euro. Unde-s bănișorii noștri pe care ni-am dat singuri? Cum de nu-i primim? Da, e o problemă. Și acolo cine împarte, parte și face. Și cei de la topul ierarhiei, de la vârful ierarhiei, ei au luat tot și pentru ceilalți n-a mai rămas. Ce să vezi? O să luăm banii? Vezi așa recuperând statul român cele 2 milioane de euro care ne costă anual această recuperare de fugari? Îi vezi luați de la respectivii fugari? N-or fi toți de calibru lui Cherecheș cu bani? Că înțeleg că sunt zeci care scapă. Unii sunt ăștia. Da, sunt sute aduși anual. Ca să fim ușor ironici, și ce te faci dacă nu vrea fugarul să plătească? Că... Cum îl... Îl condamnă la o pedeapsă în folosul comunității. Și în pușcărie acolo... Ce? Și tot cu banii luați rămânem, cum ar veni. Sau exact. Dați, mă rog, dați exact. Altora. Până la urmă, aș prefera să întărim niște instituții ale statului, mai mult decât o facem, și nu prea o facem, și să evităm situații de tipul Cherecheș, în măsura în care, mă rog, putem face niște economii la buget. Pentru că mă gândesc că... Să-și facă treaba de-n fișa postului ăia care adică, păzesc frontierele. Eu înțeleg că România are o problemă cu fugarii ăștia și are în primul rând o problemă de imagine, pentru că se vede foarte clar că instituțiile sunt o sită de multe ori prin care se trece extrem de ușor, din cauza corupției, din cauza... Că discutam cazul Cherecheș, care e un cașcoală până la urmă, la nivel local, cel puțin în județele astea de frontieră, toată lumea să știe cu toată lumea și dacă vrei să-ți aranjezi o fugă, sigur, găsești pe șeful de post, pe șeful de la IPJ, o rezolvi rapid. Omul că n-a ieșit cu cartea de identitate a unui copil sau unei... Fete, cine știe, era și asta posibil la cei acolo, să scapi și cu... Eu îmi doresc de la ministrul justiției să stea la masă cu ministrul de interne și să găsească niște soluții astfel încât oamenii ăștia să rămână aici. Da. Mulțumesc foarte mult, domnilor. Ne întoarcem în câteva momente ca să vorbim despre amenințările pe care le văd la orizont din partea Rusiei diversi lideri militari occidentali. Tot mai multe țări spun că riscul unui atac din partea rușilor e foarte probabil în viitorul foarte apropiat. Despre ce e vorba, ce se poate întâmpla, ce se poate face imediat. Avertisment fără precedent al unui înalt responsabil al NATO. Avem nevoie ca actorii publici și privați să-și schimbe mentalitatea de la o eră în care totul era planificabil, previzibil, controlabil, la o eră în care orice se poate întâmpla în orice moment. O eră în care trebuie să ne așteptăm la neprevăzut, spune Rob Bauer, care este președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Rob Bauer, care mai spune de asemenea că plăcile tectonice ale puterii se mișcă, trăim cea mai periculoasă perioadă a ultimelor decenii. În direct cu noi, generalul în rezervă Dan Grecu, bună seara, mulțumesc foarte mult. De asemenea, Tudor Cultifan, redactor șef Defense România, bună seara, mulțumesc de asemenea. Domnule general, înseamnă pregătirea asta pentru neprevăzut? Că zice amiralul Bauer,
trebuie inclusiv să transformăm NATO în ceea ce privește lupta, războiul, adică? Păi să spunem în primul rând că de la căderea zidului Berlinului și până așa prin 2010-2015 NATO tot s-a transformat. Dar s-a transformat mai degrabă într-o structură de stabilitate, într-o structură de păstrare, menținerea păcii, o structură care s-a orientat foarte, foarte mult pe antrenament, pe schimb de experiență. Ori, realitatea actuală de acum, ca să nu intru în toate amănuntele transformării, inclusiv constituirea unui comandament al transformării la Norfolk, care a înlocuit comandamentul operațional al Atlanticului de Nord, Saclandu. Deci toate treburile astea acum sunt deja puse în pericol de ceea ce vedem pe teren. Iar pe teren ce vedem? Îl vedem pe o federație rusă care, a cărui președinte vrea să refacă Uniunea Sovietică. Vedem o Coreea care lansează rachete, o Coreea de Nord, care lansează rachete spre Oceanul Pacific, cât mai aproape de Japonia și de Coreea de Sud, ca atât mai bine. Vedem o Chină care i-a căzut foarte, foarte rău rezultatul alegerilor din Taiwan și nu mai prea îi place treaba asta cu un stat și două sisteme. Ca să nu mai spun de ce vedem în Orientul apropiat, unde aici deja s-a inflamat situația, nu sunt doar milițiile care vorbeam noi de ele, că Hamas, că Hezbollah, că Stat Islamic și alte denumiri care sunt acolo, dar au început să acționeze actorii statali. Iranul, de exemplu, nu numai că ia îi sprijină pe Houthi, pe Hamas, pe Hezbollah, dar deja a lovit ținte în trei state, în Irak, în Siria și mai ieri în Pakistan. Bine că nici aia din Pakistan nu le-au rămas datori, că le-au ucis un lider militar, un colonel de pe zona de pe acolo. Da, lucrurile se deci complică. Deci toate lucrurile astea, numai puțin, toate lucrurile astea impun o nouă gândire. La dolce far niente nu mai merge. Acum suntem la acel moment, pregătește... Da, era domnul general Dolce Farniente, că asta nu înțeleg. Noi vedem în jurul nostru exerciții, vedem, iată, mii de soldați deplasați aici, din nou în estul Europei, pentru manevre militare, vedem zboruri, vedem tot felul de simulări de situații, inclusiv în Marea Neagră. N-ai zice că NATO stătea și se uita și se culcase pe urechea că vremurile sunt bune, nu? Și atunci, despre ce ar fi vorba în plus? Îmi permis, Tudor, să mai adaug eu? Vă rog. În primul și în primul rând, amiralul Bauer insistă foarte mult. El n-a făcut acum prima dată, prima atenționare. El a mai făcut astfel de atenționare și în toamnă, dacă nu mă înșel, la Varșovia, când a fost tot așa un summit de securitate, în care a spunea foarte clar. Una din problemele vitale ale Europei, în principal ale Europei, dar el a dat-o la nivelul NATO, că este președinte al Comitetului Militar NATO, este sacul care s-a golit. Prin ajutorarea Ucrainei, lucru foarte bun făcut, s-au pus la dispoziție echipamente, s-au pus muniții, dar astea nu s-au pus în producție. Imensa lor majoritate au venit din depozite și citez aproximativ din memorie, spunea el că se vede fundul sacului. Deci undeva trebuie să atragă această atenție de responsabilitate și vis-a-vis de această problemă. Nimeni nu vrea război. Eu sunt ferm convins că nu vrea nimeni război. Dar uitați-vă că nu se întâmplă numai ceea ce vrem noi. Bun, nu vrea nimeni război. Germania anunța acum câteva zile că se pregătește pentru un atac hibrid al Rusiei foarte curând. Acum, ministrul britanic al apărării spune că Occidentul s-ar putea afla în război cu Rusia, cu China și cu Iranul în următorii 5 ani. Tudor Curtifan. Aceeași analiză a făcut-o și în urmă cu câteva zile generalul Petraeus, generalul american David Petraeus, fostul șef al CIA, care tot așa preciza în analiza sa că în cazul în care sunt multe nuanțe și multe variabile, în cazul în care Federația dă o condiție clară, dacă Federația Rusă va ieși învingătoare în Ucraina, Rusia va avea nevoie undeva la 6 ani pentru a se pregăti de a intra pe un culoar de coliziune cu Alianța Nord-Atlantică. Da, condiția ar fi ca Rusia să iasă învingătoare din Ucraina și să-și atingă acolo cele 3 mari obiective, adică anexarea și ocuparea teritoriilor anexate prin referendum, cele 4, Lugansk, Donetsk,
Zaporojie și Herson, pe majoritatea nici nu le controlează. Ruperea nordului Ucrainei de nordul Mării Negre, și aici înseamnă anexarea Odesei și ajungerea Ucrainei la gurile Rusiei, la gurile Dunării, și schimbarea structurii politice de la Kiev cu un guvern marionetă. Acestea trei ar fi condițiile pentru care Federația Rusă ar putea ieși învingătoare. Eu ce aș vrea să atrag atenția foarte mult, și aici sunt, analizele sunt multe, undeva la 5 ani, sunt experți care vorbesc de 5 ani că Rusia ar avea nevoie pentru a se pregăti de un asemenea scenariu, alții vorbesc undeva la 7-8 ani, deci situația variază, dar ce aș vrea să atrag atenția foarte pregnant e că noi, adică sau Ucraina, noi, Occidentul, lumea liberă, am intrat într-o capcană a Federației Ruse în acest moment, din care trebuie să ieșim urgent, urgent. E vorba de acest război de uzură pe care îl poartă Federația Rusă și Moscovei combine tot ceea cum ce se iese întâmplă urgent din asta, Tudor Curtifan, livrând arme la greu, arme pe care vedem nici americanii, măcar susținătorii principali, nu le mai dau din motive de blocaj intern? E o întrebare foarte dificilă. E o întrebare și la care va trebui să se găsească un răspuns. Răspunsul cel mai simplu ar fi printr-o posibilitate de deblocare a frontului. Frontul e blocat și nu s-au mai făcut schimbări majore pe front încă din toamna lui 2022, de la acea contraofensivă a Ucrainei, prima contraofensivă reușită, când au reușit ei foarte mult să elibereze Harcovul, au eliberat teritoriul Harcovului în 5 zile, cât au cucerit rușii în 5 luni în acel moment. Din acel moment, lucrurile se află într-un blocaj. Și aici trebuie găsit o soluție, cum se vor debloca, pentru că, repet, prelungirea războiului și un război de uzură ajută Federația Rusă și împinge Ucraina, o va împinge către o soluție politică. Care va fi aceasta? S-a vorbit mult în aceste zile de cazul RFG-ului, acel concept teritorii în schimbul păcii, integrarea anumitor teritorii, să facă Ucraina concesie, evident, și să integreze în Alianța Nord-Atlantică anumite teritorii pe care le controlează. Adică, cu alte cuvinte, înghețarea conflictului, ceea ce ar da Rusiei o gură de aer pentru reluarea atacurilor, fără să mai facă greșirile pe care le-a făcut în februarie 2022. Da, eu mă întreb, domnule general, care e pasul mai departe? Același ministru britanic al apărării, Grant Shapps, spune așa: trebuie să ne punem întrebarea, e probabil ca numărul conflictelor să crească sau să scadă? Știm cu toții răspunsul, zice el, e mai probabil ca el să crească, așa că 2024 trebuie să fie un an de cotitură. Ce înseamnă asta cu anul de cotitură? Ce ar putea să facă Occidentul ca să nu se trezească că îi cresc conflictele în care va fi implicat de anul ăsta încolo? Din păcate, de când tot luptăm pentru pace, au fost mai multe războaie. Că după cel de-al doilea război mondial, care am zis noi că s-a terminat și s-a instaurat pacea, au fost deja peste vreo 400-500 de războaie de alea, luate, înregistrate și cu armate organizate, bătute față în față. Dar e foarte greu, e foarte greu, pentru că ceea ce ați început dumneavoastră la început să spuneți, că se mișcă plăcile tectonice, da, se mișcă raporturile de putere pe plan global și mari actori și în special mari puteri militare încearcă să se poziționeze cât mai bine în această mișcare. Va fi foarte greu să reduci aceste conflicte. Problema este ca ele să nu generalizeze, să nu se extindă, cum o Gaza, o acțiune teroristă indiscutabil a palestinienilor, a mișcării Hamas împotriva unor kibuțe izraeliene au dus la ceea ce vedem acum în Orientul Mijlociu. Deci lucrurile astea trebuie să le aibă în vedere. Iar ceea ce a zis și Cameron, ceea ce a zis și Bauer, pregătirea pentru aceste situații critice este esențială, pentru că odată ce ești pregătit pentru astfel de situații, acest lucru este văzut și în afara zonei tale, că ești țară, că ești asociație, că ești alianță, ce ești, ai putere, ai forță, îi lasă, uită la tine puțin tel mai cu grijă, nu mai își permit aroganțele de genul care și le permit Houthi să tragă rachete împotriva distrugătoarelor americani. Da, m-aș uita și la un alt lucru, Tudor Curtifan, la ce se întâmplă în plan politic în Statele Unite. O eventuală victorie a lui Donald Trump îndepărtează America de Europa, așa cum sunt temeri de la un capăt la altul al Europei în acest moment?
siguranță răspunsul e da. Donald Trump face parte din acei lideri republicani izolaționiști care militează pentru izolarea Statelor Unite de politicile europene și de Europa. Lucru care s-a întâmplat și în primul mandat. Nu cred că o revenire a lui Donald Trump la Casa Albă, cu toate că ea va avea va genera o undă de șoc la nivel politic cu siguranță, nu cred că va provoca un cutremur major. Establishmentul american va ști foarte bine cum să gestioneze situația, a mai făcut-o odată, au fost 4 ani în care, chiar dacă relațiile dintre Europa și Statele Unite s-au răcit și au existat disensiuni și Donald Trump doar diplomat nu e, mă amintiți, cred că foarte bine discuțiile și întrevederile pe care le-a avut inclusiv cu Angela Merkel și acele accelerări ale solicitărilor Statelor Unite ca Europa să contribuie cu mult mai mult ca fonduri către Alianța Nord-Atlantică, solicitări din perspectiva mea trebuie să-l spunem foarte corect. Modul în care le au fost puse pe tapet probabil a deranjat, dar din punct de vedere al nuanțelor și al esenței lor, solicitările au fost foarte corecte. Nu cred că, ca să revin, nu cred că o revenire a lui Donald Trump la Casa Albă ar provoca un cutremur. Ar deranja cu siguranță situația și actualul statu quo dintre Europa și Statele Unite, mai degrabă ar avea influențe majore asupra conflictelor din regiune și asupra conflictului din Ucraina. Aici cred că va fi un punct de cotitură și dar până atunci mai e mult, până la revenirea lui Donald Trump sau posibilă revenirea lui Donald Trump, pentru că paradoxul din punctul meu de vedere în alegerile americane care vor avea loc în noiembrie anul acesta e că lui Donald Trump îi va fi foarte greu să-l învingă pe Joe Biden și foarte ușor să-și învingă adversarii în alegerile primare republicane. O Nikki Haley, de exemplu, dacă ar fi, ipotetic vorbind, candidata republicanilor, ar avea șanse mult mai mari în fața lui Joe Biden, dar mult, mult mai mici în alegerile interne republicane. Aici da, nu știu, domnule general, cum vedeți situația asta? Că pare că ajungem din nou la această America extrem de polarizată, care are de ales între acești doi octogenari până la urmă. Deci au ajuns și ei pe unde am trecut și noi să uite bine pe unde pun votul. Lăsați că așa mai trebuie. Nu, acum lăsând deoparte gluma. Nu se va petrece o separare, o retragere a Statelor Unite vis-a-vis. Că o să fie nuanțele, că dacă este Donald Trump, are el limbajul lui și metodele lui mai deplasate, ca să nu le spunem altfel, decât a unui politician de carieră, da, acest lucru se poate întâmpla, dar în niciun caz o decuplare a Statelor Unite de Europa, pentru că trebuie să fim foarte serioși. În contextul actual, cu plăcile alea tectonice de vorbeam noi, Statele Unite au exact aceeași nevoie de Europa cum are Europa de către Statele Unite. Deci competiția economică, competiția militară, competiția tehnologică și toate celelalte feluri de competiții care există pe lume, cele două părți sunt cele care sunt primele chemate să coopereze și să se sprijine reciproc. Ori în aceste condiții eu nu cred, așa cum a zis și Tudor foarte bine, că establishmentul american o să lasă chiar pe președintele, chiar dacă el este Donald Trump, să facă tot ce vrea da, el. Pare că suntem într-un moment de cumpănă și într-un context foarte plin de incertitudini. Aproape că stai să te gândești ce va aduce ziua de mâine. Mulțumesc foarte mult! Știrile nopții imediat aici pe GO1 TV. Ne revedem mâine la 20.